Marc Aureliu al țării românești, principe, artist și filosof, care ne face să privim cu uimire la o epocă excepțională de pace și de cultură în mijlocul unei întunecoase furtuni de mai multe secole. Prinț al păcii și al culturii, domn cu apucături împărătești, Nagoe Basarab a fost cel din tâi domnitor român pătruns de cultura bizantină, domn cu atâta dor de frumusețe cum nu mai avusesem altul înainte de dânsul. Cine a înălțat către cer această bijuterie arhitectonic-ortodoxă? Cine este acest om? Care au fost faptele lui? Cum o fi fost viața unei personalități așa de mari, profunde și complexe a neamului românesc, ignorată de mulți și aruncată în conul de umbră al istoriei? Haideți să pășim pe urmele unui voievod român de altădată, dar profund actual, desăvârșit iubitor de frumusețe și sfințenie și pe care, peste 500 de ani, îl vom recunoaște ca fiind Sfântul Voievod Nagoe Basarab. Vom descoperi frumoasa viață lăuntrică a unui tânăr care în urmă cu 5 secole, la numai 39 de ani, era un model ideal de soț, părinte a 6 copii, personalitate culturală, estet și promotor al artei, ocrotitor al credinței în țările ortodoxe aflate sub stăpânire musulmană, dar și desăvârșit conducător politic și organizator al vieții sociale, care pus în fața politicianului de astăzi ar părea desigur o utopie. Întotdeauna m-a fascinat pentru că îl consider un personaj european, în primul rând. Apoi, firește, m-a interesat foarte mult figura lui Neagoe Basarab din perspectivă general europeană. Eu l-am receptat ca pe un mare om de cultură și un istoric, l-a și numit, înainte de a deveni sfânt în calendar, un Marcus Aurelius între voievozii români, pentru că a fost unul dintre voievozii cei mai învățați. Nu numai în filozofie, de spiță bizantină, dar în teologie, în diplomație, în arta guvernării, în literatură, firește, în științe juridice, la nivelul la care erau ele atunci. Și atunci mi s-a luat o picătură de sânge care a verificat că eu sunt coborător din Basarab și că deci trupul ăsta care se mutase de la Târgoviște la Câmpul Lung era cu adevărat a lui Basarab. În cadrul masterului de teologie istorică, mi-am ales ca temă de disertație titorile Sfântului Voivod Nagoe Basarab în Muntele Athos. Am pornit într-o călătorie de studiu în acest sens, pe care speram să o termin într-o singură vară, dar a durat aproape 5 ani. Muntele s-a numit Grădina Maicii Domnului, rai și liman de mântuire pentru toți cei care aleg să viețuiască aici, sub ocrotirea ei.
țara monahilor, locul unde Sfântul Voievod Neagoe Basarab ar trebui să fie considerat cel mai însemnat ocrotitor și ctitor din toate timpurile. Sunt hotărât să caut cât mai multe mărturii despre daniile pe care le-a făcut la mai toate mănăstirile de aici, drept pentru care Gavril Protul l-a numit mare ctitor a întregii Sfetagore. Am vorbit cu părinții tare și mi-a spus, ei sunt sfinții români, uitați, Patriarh Romanesc, adică scrie despre sfinții români. Eu le-am întrebat pe părinții tare, sunt sfinții din alte țări? Pentru că eu am ghidit ca toți sfinții sunt greci. Nu am avut nicio legătură, nici o cunoștință popoare greci și români, nu am avut nici o cunoștință dintre două popoare, nimic. Și știm noi, mulți voievode, Ștefan cel Mare, Mateu Băsărabu, Costadin Bricoveanu, Neagu Băsărabu și alții care au ținut ortodoxia în România și au ajutat ca să construiască multe mănăstire și biserici parohiale și asta lucrarea au făcut nu numai pentru România, dar pentru toată ortodoxia, pentru că au fost oamenii prin una comportare și dragoste ecumenică, adică universale pentru toți oamenii, toată lumea.